Salutare, sunt Florin Grozea și așa cum v-am obișnuit, fac discuții, fac interviuri, discuții relaxate cu profesioniști din industria muzicală românească. Am prins și câțiva străini. De data asta l-am prins pe plajă pe Bogdan Tașcău. Salut. Salut, salut Florin. Da, chiar suntem pe plajă. Ne-am pus pe un șezlong. Soarele s-a dus un pic în nori, astfel încât putem face o filmare, să nu fim nici foarte încruntați, dar să se vadă și bine. Bogdan, tu acum taci și eu te laud. Lucrezi de cam de minim 20 de ani în industria muzicală. 21 mai exact. 21 de ani. Ești artist, compozitor, mai nou producător muzical, ai și un label. Yes. Și mai nou, de câțiva ani, nu e chiar nou, e destul de veche treaba, e și publisher, adică te ocupi și de melodii. Producător muzical sunt mai de mult. Uh-huh. Label-ul și ca și publisher sunt mai nou. Ok. Adică de cam de vreo 2 ani de zile. Iar anul ăsta chiar, să zic așa, m-am prezentat corespunzător cu... Aici la Midem, la festival. Da. Asta era următoarea întrebare. De ce ai venit în 2006 la Midem, la Cannes? Păi am venit pentru că... Care sunt scopurile tale? Sunt două principale. Primul este, și anume, ca și producător muzical, producțiile mele să poată să ajungă la artiști mari sau foarte mari de afară. Și a doua parte, să zic așa, este ca artiștii care sunt semnați pe label-ul meu. Aha. Și sunt semnați ca și publishing, să, normal, să facem sub publishing sau să facem coproducții afară și să edităm artiștii, să-i scoatem internațional. Deci, practic, ai venit și ca producător și ca label, adică exact, să vinzi piese, dar și ca publisher să vinzi, să licențiezi. Exact. Cum a fost Midemul de anul ăsta? Din punctul tău de vedere. Din punctul meu de vedere a fost nu tare, cel mai tare, da? De până acum, să zic așa, de vreo 3-4 ori mai tare decât toate celelalte. Pe bune? Care e motivul? Adică de ce zici că a fost cel mai tare? Pentru că am întâlnit exact oamenii care îmi doreau și până acum am și niște feedback-uri foarte bune. Eu nu mai vreau să zic nimic până nu văd contractele semnate și... Ok, important e că ți-a plăcut, exact, și că a meritat practic această investiție, pentru că e o investiție. Biletul de intrare, drumul, cazarea și mai departe. Și pe lângă investiția aș mai adăuga și muncă. Adică muncă special făcută, creată. Ai făcut practic produse sau în fine prezentări special pentru această festival. Da, noi ca și studiouri ne cam de mai exact din februarie muncim doar pentru producția afară. Noi în general muncim pentru afară. Eu am semnat deja 7 piese până acum, da, în străinătate. Dar în mod special din februarie am, să zic așa, v-ați concentrat pe Midem. Da, doar pentru Midem. Al câterea an este la Midem pentru tine? Este al patrulea an la rând. Ce crezi că s-a schimbat în patru ani, în ăștia ultimii 4 ani în care ai văzut Midemul? Se pare că s-a schimbat ceva aici la Midem sau în general industria muzicală internațională? Uite, chiar vorbim și cu mai mulți și din afară și cu prieteni de noi de aici. Mulți ziceau că, domne, lume mai puțină, că o să se ducă Midem, că nu o să se mai țină. Chiar cineva a spus că e prima oară și că nu o să mai vine și am zâmbit, așa zic. Dar totuși, de ce? Că e puțină lume. Și pe de altă parte, m-am întâlnit cu oameni foarte mari. Unul a venit de 52 de ori la rând. Deci, da, a fost directorul cel mare de la Warner Chappell, a fost directorul cel mai de la Universal Music, a fost o grămadă de VP, BMG, da, BMG. VP e foarte important, cei care se ocupă de business și mai ales cei din care sunt cu business-uri din zona asta anglosaxonă, Anglia și Statele Unite. VP e poate mai important decât CEO. CEO e ăla care poate nu e neapărat care se ocupă zi de zi de lucruri. Da, corect. VP pe marketing, VP pe brands, VP pe publishing. Ăștia sunt practic executivi, da. Da, ce activ. Cei cu care de fapt trebuie să vorbești, pentru că dacă te întâlnești exact cu CEO, da, faci o poză cu el și aia e că da, e vedetă, știi? Dar cu VP ăla chiar am vorbit cu câțiva dintre ei și era super interesat, că era gen give me your card, știi? Și a fost foarte exact surprins, asta vreau, știi, să te completez, că cu cei mari care m-am întâlnit erau ei foarte încântați că totuși s-au mai limpezit apele, pentru că ei spuneau exact așa, unul este american și cu stilul clasic de american, da, zicea exact așa, less people is good.
Adică, pentru că au rămas doar cei care și pentru ei e mult mai ușor, contează, nu mai vin 100 de oameni pe capul lor, da. Le e mai ușor să trieze, le e mai ușor când, plus că văd cine este serios, cine vine 2, 3, 4, 5, 6, 10 ani, 20 de ani la rând, normal că este serios și practic, din punctul lor de vedere, care sunt și de acord, practic au rămas crem de la crem și foarte puține, să zic așa, grimelea cu derivarea pleavă. Adică, de exemplu, anul trecut a fost infernal, huge, a fost cred că de 3-4 mai mare. Da. Dar nu simți că au fost aceleași rezultate? Deloc, asta mi se spui. Deloc, dar nu numai atât. Era o aglomerație, mă simțeam ca la mall, știi? Mergeam pe aici, nu efectiv, te împingeau toți, te stăteai ca să parcurg un drum de 10 metri, stăteai efectiv la coadă tot timpul, deci de dimineața până. Practic mă simțeam la un mall super aglomerat, că nu sunt făcuși la... Adică... Totuși e un festival foarte elitist. Exact, de business elitist. Și... Plus că de câți parteneri ai nevoie? Adică, ok, faptul că sunt 2000 de oameni la o întâlnire de asta e mai important decât dacă sunt 1000, că tu oricum ai nevoie de 5, poate 10, exact, să bați palma cu ei, că aia e, nu discuți cu 100, exact, cu 200 exact de oameni. Plus că, exact, fiecare pe targetul lui și exact, cu cum ți-ai dorit nișă, să întâlnești. Una e cum au fost acum, să spun, pe nișa fiecare au fost câteva sute. Anul trecut au fost, de exemplu, pe nișa noastră ce căutam noi, ca și label, au fost 2000 și ceva, îți dai seama, trăim 2000 și ceva de oameni să stai să vezi fiecare ce e, ce face. Wow, ți-a timp, adică... Ai dreptate, eu n-am fost în anii trecuți, am fost acum 6 ani, dar ce mi-a plăcut anul ăsta foarte mult a fost că după fiecare conferință sau workshop puteai să stai jumătate de oră, ceea ce este huge, da? Jumătate de oră cu speakeri. Da, asta a fost genial, face. Da, probabil că le-au venit feedback, da. Deci e foarte tare, da. Adică, băi, am plătit un bilet, așa este. Nu mai sunt 10.000 de oameni care să vină la festival, sunt câteva sute. Dacă ești interesat, nu știu, de virtual reality, a fost și nu știu, te întâlnești cu ăla. 3.000, nu știu cum s-a fost, dar oricum, important este că... S-au pus pe nișe. Exact, și este foarte ok așa, din punctul meu de vedere, acum fiecare cu... Adică nu mă interesează să merg ca la un mall și să, mamă, ce tare e, suntem pe 7.000 rezultate nivele. Rezultate. Anul trecut, de exemplu, tot palatul era plin de săli, de conferințe, de tot. Îți imaginezi? Deci, și între, și pe sub, și de desubt, și deasupra. Adică, ok, și cu ce mă încălzește? Eu n-am făcut niciun deal anul trecut. Adică... Acum, zi-mi despre ce crezi tu că lipsește industriei muzicale românești? Sau muzicii, dacă vrei, muzicii românești, față de ceea ce vezi și auzi aici la Cannes, în Franța. În primul rând, limba engleză ar fi primul... Adică limba engleză în piesele românești. Normal, logic. Se dor de muzica internațională făcută de... Eu apărut în 95, știi foarte bine, tocmai ideea de bai să facem limba română, știi, muzică. Dar, totuși, acum s-au deschis granițele, s-au deschis, avem internet, adică... Să ai un pic totuși să cânti doar în română, plus că avem artiști foarte buni, voci foarte bune, foarte mulți producători mari, label-uri mari m-au întrebat, doamne, dar ce-s cu artiști români? Da. Știu că sunt buni, serios, adică chiar nu unul, cred că vreo patru m-au întrebat, ok, dar n-am mai auzit nimic de voi și le-am explicat, știți, la noi numai în română. Da, da. Practic te limitezi datorită limbii, te limitezi la un public foarte, foarte mic. Exact. Totuși, limba română e vorbită și ascultată de, hai să zicem, 20 de milioane. Dar, sunt sute de milioane, dacă nu peste, eu cred că sunt 2 miliarde de vorbitori de limba engleză, nu în toată lumea. Și atunci de la 20 de milioane la 2 miliarde, exact. Și practic ne punem singuri, nu? Ne punem singuri exact, o limită. Asta ar fi prima și marea problemă, pentru că și mai era o chestie, dacă n-aveai, nu știu, să zic, n-aveai talente, știi, n-aveai voci, n-aveai... Dar nu-i, da, nu-i cazul, că am dovedit că exact, sunt. Tocmai, adică au fost succese internaționale și nu unul, să zici, o întâmplare. A fost peste 100. Exact, și atunci e un mare... Plus că, per general, ca țară pierdem foarte mult, eu, tu și oricine, pentru că oamenii nu înțeleg că trebuie să ai o continuitate. Degeaba ai astăzi un single, nu știu, faci azi o piesă, ok, și nu mai faci nimic. Sau cel puțin aici, fiind oameni foarte serioși. Da, foarte, ei se uită la... Exact, ei se uită la absolut toate detaliile și atunci... Pentru ei nu e important să faci astăzi ceva. Neapărat, neapărat number one exact de astăzi. Și să vadă că de ani exact de zile tu ai piese bune exact care... Băi, ăsta uite, e în top, uite, ăsta produce, ok, fiecare an scoate măcar un remix, măcar un single, măcar o... Și atunci asta înseamnă pe trei seriozitate și să fii acolo unde trebuie să fii. Pe de altă parte,
după părerea ta, care sunt aturile pe care le au artiștii și compozitorii români față de ce auzi și ce vezi aici la casă? Ce simți tu? Ce ar trebui să scoate mai tare în evidență? Ce ar trebui să ne concentrăm? Azi am avut o opinie foarte interesantă cu cineva din Japonia. Da. Și m-a surprins cumva. A spus în felul următor: domne, eu anul ăsta am venit să caut special producător muzical din Europa de Est. Aha, de ce? El m-a contactat pe mine. Uh-huh. Și de ce? A și explicat de ce. Domne, voi sunteți ca și, în general, este europenii, dar în special a spus România și Serbia, așa a spus el, că în astea două au căutat. Liniile noastre muzicale, cum gândim noi, plus că structurile, așa am înțeles, că muzica din Japonia este foarte identică cu a noastră ca și structură. Interesant. A, B, exact, chorus și așa mai departe. Da, da, da. Este identică, mi-a spus, el asta face. Și mi-a spus că Serbia și România sunt cele mai apropiate structuri. Ca să vezi cum analizează ei și cum gândesc. Da, structură. Una, și doi, și liniile au spus că sunt foarte apropiate de ale lor. Pentru că e tot un pop. Da, da. La ei, să zic așa, number one-urile și piesele, hiturile mari sunt tot sunt pop. Pop, da, da. Și cu mici influențe, tot felul. Uh-huh. Și atunci ei și-au ales țările astea ca și ținte și au căutat normal unde au găsit în bază de date producător muzical și așa. Interesant. Mai departe, pe segmentul care îi caută și îl doresc. Ei cumva știu de România datorită Alexandrei Stan, datorită au fost multe, Ina, să știi, au fost Ozon, multe. Da, da, da. Au fost accent, mai multe. Și atenție, Japonia este, după Statele Unite, țin minte din topurile de anii trecuți, Statele Unite, UK, Japonia, pe acolo. Da, da. Chiar zile trecute, cred că alaltă, eram văzut un top al... Cineva a făcut calculul următor. Câți bani se generează într-o țară, a împărțit la numărul de oameni din țara respectivă și a ieșit un fel de cât cheltuie un om în medie într-o țară. Oh, tare. Ci că an la rând Japonia a fost pe locul 1. Da, adică sau oamenii, știu. Da, și acum e pe locul 2. Așa spunea și el, exact așa spunea și el. Acum e pe locul 2. Da. Ceea ce oricum este huge, adică Statele Unite e pe locul 9. Da. Ca să înțelegi? Da. Și vorba aia, bine, acolo americanii, sunt mulți oameni, da, dar asta ne gândim că Statele Unite sunt huge. Da, da, bine. Piața din Statele Unite e cea mai mare, dar ca idee, cât cheltuie fiecare om, știi? Da, da, oamenii sunt obișnuiți să plătească sau nu sunt obișnuiți. România nu era în topul. Plus că ei în Japonia, tot el spunea că acolo se vând numai CD-uri și practic în tot ce este se fizic, da? Da. Online, nada. Mai puțin. Sau, adică... E ciudat că un pic mai jos în Coreea, e fix invers. Da, da, da. De exemplu, acum 6 ani când am fost la Midem, a venit un gagiu din Coreea și a zis: voi vă plângeți că au dispărut CD-urile? Noi ne-au dispărut de 2 ani. Era în 2009, înțelegi? Da. Deci la noi totul este digital. 2009, îți dai seama ce era 2009? Da. Și, deci Coreea e, în fine, e vârful, știi că Coreea de Sud e number one la internet, la deschidere și mai departe. Și atunci, cu a revenit la întrebarea ta asta, cred că este important să scoatem. Da, nu știu dacă neapărat liniile mănânce, cât știi cum e, să scoți ce al tău, ce e nativ al tău, adică chiar și balcanismul ăsta nostru, dar pus inteligent și cu cap, nu, ok, nu mai reggaeton. Totuși, când tu zici reggaeton, vrei să spui manele. Hai așa, e legat, normal, da. Așa? Nu, de ce? Că reggaeton e reggaeton, manele sunt manele. Da, nu, mi-e chiar îmi place reggaetonul. Da, ok, da. E același balans, dar aproape același, dar... Vin din zone diferite. Da, și ca sound, ca tot, da, este total diferit, dar ideea este că poți să faci, cum să spun, doar o influență de, știi? Adică nu să păstrezi tot ritmul și instrumentele și balansul. Poți să păstrezi doar un instrument sau... Da, da, o chestie exotică, exact, de-a noastră. Cineva zile trecute m-a întrebat la unul dintre interviurile live, zicea: când o să ajungem și noi să facem muzică, virgulă, ca afară? Răspunsul meu a fost că, din potrivă, noi nu trebuie să căutăm să facem muzică, virgulă, ca afară. Din potrivă, trebuie să ne găsim propriul nostru drum. Pentru că atunci când am dat lovitura cu Ozon sau cu David DJ Ina, DJ Sava, Elena Gheorghe, nu au fost piese care erau ca afară, din potrivă. Total de acord cu tine. Erau foarte diferite. Și ca să revin tot la japonezul nostru din Așiscu, exact ce spunea și el: frate, dacă vreau să iau muzică nordică, am toate contactele acolo, da. Și am sound-ul ăla perfect și am și explicat, doamne, ea nu prea au ca linii ce au ei nevoie și da, așa mai da. Departe, dar de exemplu, dacă vor să aibă muzică ca afară, se duc în Norvegia, de exemplu, vor da, și da. Iau de acolo, sau în UK, sau în state, așa. Pentru că acum relațiile sunt, știi? Și exact, de ce să copiez eu să fiu acum Timberland când da. E Timberland, adică... Exact, când ai deja originalul. Te duci la Timberland, ok, dai mult mai mult, dar
E Timbaland, exact. Da. De ce să-l copiezi tu? Fii tu... Original. Exact, exact cum poți să fii. Bogdan, mult succes, abia așteptăm să vedem hituri românești în Japonia, făcute, produse de tine. Să dea Dumnezeu și ție succes în tot și vouă tuturor să aveți succes.